că se ducea la școală, pe o bancă într-o stație de autobuz, făcând planuri în minte să ajungă sus. Deodată sufletul îi se încălzește, timpul s-oprește atunci când o privește. O fată simplă pe loc se îndrăgostește, inima-i tresare când vede că-i zâmbește. Din priviri schimbă două-trei fraze, se apropie ca doi magneți cuprinși de raze, de parcă se cunoșteau din altă viață. Suflete pereche stăteau față-n față, deși nimic n-aveau, ochii lor străluceau când se priveau. Indiferent de vreme bună sau furtună, și-au jurat atunci să rămână împreună. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla, poți să pierzi totul într-o clipă. Poate va fi târziu atunci când vei realiza, nu o lua pe calea greșită. Timpul a trecut, împreună s-au mutat într-o garsonieră dintr-un mediu răfamat. El pe străzi își făcea relații, începuse să intre în tot felul de combinații. Ea se angajase într-un nightclub, că la vechiul job era plătită foarte slab. S-au gândit că dacă trag tare, ar putea să-și ia o casă, să se pună pe picioare. Orbiți de bani au început să cadă, din paradis nu mai erau ca altă dată. Certuri mari în fiecare zi, banul devenise acum pofta inimii. Atmosfera din casă era plină de stres, parcă mergea un sens invers, deja se certau prea des. El pleacă supărat, trântește ușa plin de nervi, era dărâmat, se vedea pe fața lui, nu puteai să nu observi. Se urcă la volan turbat și îi dă talpă, cu gândul să-și revină cumva și să se întoarcă. Dar la o intersecție nu vede, cedează, și în loc să pună frâne, el mai rău accelerează. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla, poți să pierzi totul într-o clipă. Poate va fi târziu atunci când vei realiza, nu o lua pe calea greșită. Drumul lut ploua, se ceață deasă, din dreapta venea un tir, șoferul nu era pe fază. Frânează brusc, încearcă să levite, n-are timp, claxonează lung și totuși îl lovește în plin. Mașinile opresc, acorde ajutoare și peste tot semnale de girofare. Sirene de ambulanță se aud în depărtare, în jurul atmosferă apăsătoare. Acasă ea parcă regreta ce se întâmplase între ei și un mesaj lui îi scria. Spunea că îl iubește și pare rău și că își dorește să o ia împreună pe-un drum nou. În câteva secunde îi sună telefonul, era numărul lui, dar vocea schimbase tonul. În timp ce asculta, mâna îi tremura, un medic o sunase să-i transmită vestea. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla, poți să pierzi tot.